Zebra 3D la Bistrița, în cadrul unei campanii de conștientizare pentru pietoni. Polițiștii rutieri și reprezentanții unei asociații vor ca în acest fel să atragă atenția asupra pericolelor la care se expun pietoni și șoferi deopotrivă atunci când folosesc telefoanele mobile în trafic. Mesaje de atenționare ca asigură-te, lasă telefonul, nu alerga, scoate căștile sau coboară de pe bicicletă au fost inscripționate la nivelul mai multor treceri de pietoni din oraș, în special la cele care prezintă un risc ridicat de accidente și care nu sunt securizate prin sistem de semaforizare, mai ales cele aflate în preajma școlilor. Inițiatorii campaniei spun că din cauza dependenței de telefoanele mobile, pietonii traversează cu capul în pământ și de cele mai multe ori nu văd inscripțiile cu avertizare. Lasă telefonul pare să fie cel mai ignorat mesaj. Campania Fii Piet Om, desfășurată la Bistrița, a cuprins și realizarea unei treceri 3D de pietoni, proiect în care au fost implicați artiștii de la Liceul de Arte Corneliu Baba. Locația aleasă a fost una cu trafic aglomerat, fiind vorba de trecerea de pietoni de lângă primăria Bistrița.